Moțiunea de cenzură de emitere a guvernului Dragnea Dăncilă, o urgență națională inițiată de PNL, a fost citită în plenul Parlamentului. PNL, USR și PMP au depus săptămâna trecută la Parlament moțiunea de cenzură intitulată Demiterea guvernului Dragnea Dăncilă, o urgență națională. Documentul a fost semnat de 152 de parlamentari. Birourile permanente ale celor două camere au decis ca moțiunea de cenzură să fie prezentată astăzi, iar miercuri să fie dezbătută și votată. Pentru a trece această moțiune de cenzură este nevoie de 233 de voturi favorabile. PSD și ALDE au împreună însă 248 de parlamentari, în timp ce numărul deputaților și senatorilor PNL, USR și PMP este de 155.